Peste 4.000 de membri ai Partidului Social Democrat din Sălea sunt așteptați duminică 11 octombrie la urne pentru a-și alege președintele. La nivel național sunt așteptați la urne peste 553.000 de membri. Procesul de votare va începe la ora 8 și se va încheia cel târziu la ora 20. Fiecare secție de vot va putea decide când să oprească procesul. Membrii PSD vor trebui să voteze în secțiile deschise în localitatea unde sunt înregistrați ca membri, însă va fi posibil și votul în altă secție pe baza unei adeverințe din partea organizației de bază, în cazul în care respectivul membru PSD se află în alt oraș. Prezent la conferința națională a OFSD, președintele interimar PSD, Liviu Dragnea, a declarat că buletinele de vot pentru alegerile de duminică vor costa circa 2.000 de euro. Cred că ne costă 2.000 de euro buletinele de vot și cam atât. În rest, pe membrii noștri nu-i plătim ca să stea în secțiile de vot. Sunt cheltuieli foarte mici, chiar nu se pune problemă. În ceea ce privesc locațiile de desfășurare a alegerilor, Dragnea a apreciat că membrii de partid vor găsi suficiente spații în țară și că nu vor fi nevoiți să închirieze săli pentru desfășurarea procesului de vot. Nu cred că vor închiria săli, cred că vor găsi suficiente locații, dacă nu avem sedii, locații publice pe care să le folosească colegii noștri. La finalul zilei, buletinele de vot vor lua drumul capitalei. De precizat ar fi și faptul că după alegerile interne, socialdemocrații se reunesc în congresul extraordinar al partidului pe 18 octombrie. Atunci vor fi alese și celelalte funcții de conducere.